Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat luni seară că a fost aprobată starea de alertă pentru județele Galați și Vaslui ca urmare a inundațiilor din ultimele zile. Administrația Națională a Apelor Române a anunțat că numai în județul Vaslui s-au înregistrat precipitații cât într-un an întreg, cel mai mult 253 de litri pe metrul pătrat la stația hidrometrică Cârja. La Galați s-au produs inundații cu probabilitate de revenire de o dată la 100-120 de ani. Zeci de comisii efectuează în zonele afectate evaluarea pagubelor. La nivel județean deja au apărut mesaje de solidarizare cu românii loviți de stihiile naturii, însă reprezentanții Crucii Roșii din județul Hunedoara anunță mecanismele de ajutorare care pot fi folosite în această situație. Încă de la primele ore după producerea inundațiilor catastrofale din județele Galați și Vaslui, colegii noștri de la filialele respective au acționat în zonele afectate prin distribuție de ajutoare umanitare, adică din rezerva fiecarei sub filiale s-a pus la dispoziția sinistraților apă și alimente și s-a acordat un ajutor de primă, la prima mână, la primele ore. În altă ordine de idei, Societatea Națională de Cruce Roșie a informat toate filialele din țară, vorbim despre 42 de filiale din țară, despre modalitățile și instrumentele prin care noi vom susține acele comunități afectate de ciclonul Doris. Și mai exact s-a deschis un cont pentru donații în lei la BRD, unde toți românii pot contribui foarte simplu prin acel cont pentru suportul acestor oameni care sunt foarte greu încercați. De asemenea, se pot face donații în alimente greu perisabile și detergenți prin banca de alimente deschisă în orice supermarket Carrefour din țară. Zeci de comisii efectuează în zonele afectate evaluarea pagubelor, iar apelul autorităților este de a acorda un ajutor țintit spre nevoile reale ale sinistraților rămași fără locuințe. Trebuie să înțelegem că vremurile moderne cer și adaptare la instrumentele moderne și este foarte important să înțelegem că acei oameni afectați au nevoie de anumite articole, de anumite obiecte, de bani cu care să își refacă locuințele. Noi ajutăm dacă venim cu haine pe care le scoatem, haine uzate pe care le scoatem din șifonierele noastre. Haideți să înțelegem că ajutorul trebuie să fie țintit, trebuie să fie punctual și trebuie să fie util. Meteorologii estimează că vremea se va încălzi ușor și mediile vor fi peste normalul perioadei. De asemenea, doar spre jumătatea lunii octombrie vom mai avea parte de cantități însemnate de precipitații.